Acord pentru oferirea statutului de țară candidată pentru Bosnia, ministrii afacerilor europene au dat un dăver de Bosniei și Herțegovinei să înceapă parcursul necesar aderării la Uniunea Europeană. Premierul sloven susține că acest lucru va contribui semnificativ la stabilitatea politică a regiunii. Decizia istorică pentru Bosnia ar urma să fie aprobată de liderii europeni la summitul de joi și care marchează începutul unui lung proces de aderare. Aceasta are loc la o săptămână după summitul de la Tirana, în cadrul căruia UE și-a reconfirmat angajamentul față de procesul de extindere a Balcanilor de vest, care se intensifică pe fondul războiului din Ucraina. Invitat în plenul Parlamentului European reunit la Strasburg, șeful executivului sloven a salutat și decizia instituțiilor UE de a acorda statutul de candidat la aderarea Ucrainei și Republicii Moldova și eforturile de accelerare a procesului de aderare. În opinia lui Golob, această abordare ar trebui să se aplice și țărilor din Balcanii Occidentali. El a insistat pe necesitatea stabilizării Balcanilor Occidentali, regiune care, de la începerea războiului lansat de Rusia contra Ucrainei, este supusă unei presiuni de creștere. Reprezentantul Ljubljani și-a exprimat sprijinul solid pentru acordarea statutului de țară candidată la aderarea Bosniei, decizie care, în opinia sa, va oferi o perspectivă europeană cetățenilor bosniați și va o schimbare pozitivă în țara lor. Comisia Europeană a recomandat în octombrie ca statele membre să acorde acest statut acestei țări de 3,5 milioane de locuitori care este afectată de sărăcie și instabilitate politică și se confruntă cu amenințări secesioniste. Ministrii UE au aprobat statutul de candidat al Bosniei afirmând că aceasta ar trebui să ia măsuri pentru consolidarea statului de drept, a luptei împotriva corupției și a crimei organizate, a gestionării migrației și a drepturilor fundamentale.